Fie că îți construiești o casă de la zero sau fie că intervii pe o casă din zidărie, să știi că poți să vii în continuare cu niște detalii corecte și să termoizolezi nu doar cu vată minerală, pentru că poți să termoizolezi și cu fibră de lemn. Ca alternativă la vata minerală rigidă există și fibră de lemn rigidă și acum sunt la standul unui producător de material termoizolat din fibra de lemn. Fibra de lemn e produsă în mare parte sau poate fi produsă în mare parte din rumeguș sau din alte deșeuri de lemn care nu mai pot fi folosite. Se toacă, se spală, se fierbe și trece prin niște procese de presurizare în care celuloza se descompune chimic și se recompune și cu ajutorul unor mici cantități de lian, precum parafină, se pot obține elemente hidrofobizate în masă. Și avem plăci rigide de vată minerală ce pot fi puse și peste structuri din cărămidă, fie că vorbim de structuri din blocuri ceramice sau cărămidă clasică, peste care neapărat la exterior se tencuiește pentru a obține strat de etanșeitate la aer și pentru a avea o suprafață uniformă și apoi se poate veni cu fie cu un adeziv, fie stratul ăsta poate reprezenta și tencuiala veche decorativă pe care ai avut-o pe casă înainte de a termoizola. Pentru că sunt foarte multe case vechi din cărămidă peste care nu este pus încă termoizolație. Și avem un material termoizolant rigid permeabil la vapor, ceea ce înseamnă că umiditatea care trece prin cărămidă poate să treacă lejer mai departe și să iasă în exterior și să nu se formeze condens. Sper că ți este util acest material video foarte scurt ce este extras din materialul video lung postat pe platforma principală de YouTube Marius Șofete. Dacă ți-a plăcut acest material video, dă-l mai departe către prietenii tăi pentru a-și putea lua și ei doza zilnică de sfatul lui Șofete în construcții pentru a putea construi mai bine.